Pe taximetristul din imagini l-am surprins chiar în interiorul terminalului sosire al aeroportului Henri Coandă din Otopeni, în timp ce discuta cu un turist străin. După ce au căzut de acord asupra prețului, au pornit spre mașină. Mulți dintre taximetriștii care au dreptul să-și aștepte clienții în fața terminalului sosiri sau dintre cei care sunt comandați prin automate, nu sunt mai corecți. Sunt șoferi care refuză clienții dacă nu le dau dublu sau triplu față de prețul real al cursei. Până la Unirii cât îmi luați? 90. 90? Atât. 90-100. 100? Da. E cam mult? Atât de bas. Nimic mai fals. La un tarif chiar și de 3 lei pe kilometru, cursa ar fi cel mult 40 de lei. Astfel de practici par a fi la ordinea zilei. Am luat bonul și cursa a costat în mod normal 40-50 de ron și a vrut 100 de ron. Am urcat în taxi și mi-a cerut în oraș prețul dublu ca și cum ar ieși în afară. Normal, am coborât, i-am zis oprește mașina, că nu e normal să-ți plătesc prețul dublu. Și s-a rezolvat problema, am făcut reclamație la dispecerat. Ceea ce recomandă și reprezentanții firmelor de taxi. Sfatul nostru este ca acel client care îi se cer niște bani, până la urmă, care nu apar pe casa fiscală și la bună înțelegere, vezi, doamne, cu taximetristul, să refuze de a plăti contravaloarea cursei care îi se solicită și să anunțe imediat pe MB-ul, dispeceratul taxi și office@aruncotar.ro. Nu e așa o gară oarecare de provincie, e principalul aeroport al țării. Toată lumea trece pe acolo când aterizează. Și vede la mahalaua asta din fața aeroportului. Toată lumea are dreptate în felul ei și ca atare nimeni nu face nimic. Reprezentanții aeroportului din Otopeni ne-au transmis că vor încerca să remedieze neregulile semnalate și că au sesizat deja Poliția Transporturi Aeriene. Acum, de pe aeroportul Otopeni, pasagerii au posibilitatea să ia taxiurile care așteaptă în fața terminalului sosiri la tarife între 1,89 lei și 3,5 lei pe kilometru sau pot comanda o mașină prin intermediul aparatelor din interiorul terminalului. Pe lângă taximetriștii care au încercat să profite de naivitatea unor clienți, am întâlnit și șoferi corecți.